Cum apreciați rezultatele concursului la ocuparea funcției de manager la Liceul Teoretic Ștefan cel Mare? Apreciez așa după cum s-au prezentat. Eu personal am apreciat cu diferența de 0,3 și 5 puncte. Și opinia Ministerului Educației care a contestat, adică de fapt a acceptat contestațiile și a anulat concursul, ce părere aveți? Fiecare are drept să contesteze, permite regulamentul și doamna a avut drept să contesteze, nu e contestat, ministerul a fost prezent, a văzut rezultatele, dar aici depinde de fiecare, de punctajul acordat de fiecare membru al Comisiei de apreciere. Știți, ambele profesoare și învățătoare de la clasele primare sunt la funcția dată, sunt foarte bune. Însă la funcția de director, oricum, este numai un loc și cineva devine învingător, cineva câștigă, cineva pierde. Deci am apreciat că, după părerea mea, prezentarea doamnei Raisa a fost mai evidentă, mai concisă, mai încrezută s-a prezentat. Doamna Verica tot a avut un proiect voluminos, foarte, foarte bine s-a prezentat și dumneei. Se simțea o grabă în vocea ei, parcă se gândea că nu o să reușească să prezinte tot. A fost mai voluminos. Și de asta nu i-ați acordat? Nu de asta. Pur și simplu trebuia să facă o diferență. Eu, din punctul meu de vedere, am apreciat-o doar cu 0,5 puncte mai mult pe doamna Raisa decât pe doamna Viorica. Însă ambele sunt foarte bune profesoare.